Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată titlurile ediției. Procurorii anticorupție au reținut 14 funcționari publici și agenții imobiliari suspectați de organizarea unei rețele infracționale pentru eliberarea actelor cadastrale. Doar 9,98% dintre cei peste 100.000 de alegători s-au prezentat în turul 2 al alegerilor locale din Bălți. Candidatul independent Nicolae Grigorișin a câștigat cu doar 7.100 de voturi. Republica Moldova a recepționat un nou lot de peste 230.000 de doze de vaccin Moderna, oferit gratuit de Franța prin intermediul platformei COVAX. Pentru a preveni un nou val de infectări, autoritățile nu exclud noi restricții. 14 funcționari publici și agenți imobiliari au fost reținuți astăzi de autorități și sunt suspectați de organizarea unei rețele infracționale pentru eliberarea actelor cadastrale. Procurorii anticorupție au făcut percheziții la Agenția Servicii Publice, dar și la domiciliile și în automobilele suspecților. CNA a publicat și interceptări ale unor discuții dintre capul rețelei și complicii săi. Procurorii anticorupție au făcut investigații în perioada septembrie-octombrie asupra mai multor persoane bănuite de organizarea unei rețele infracționale. Au fost vizați angajați ai oficiilor cadastrale din cadrul Agenției Servicii Publice, agenți imobiliari, persoane fizice și juridice care, în complicitate cu un fost agent imobiliar, facilitau procedura de obținere a actelor cadastrale. Anchetatorii au investigat câteva sute de cazuri în care organizatorul rețelei infracționale elibera ilegal acte de cumpărare-vânzare a locuințelor și, în schimb, cerea de la clienți bani pentru a corupe angajați ai Agenției Servicii Publice. Organizatorul e 4.200 și noi la 1.800. Este urgent să știam ce faci. Nu mai intră atât simplu. E vine sau... E vine... Deci și așa prețuri scumpi. Dar главное, este de să câtă scoți. Pentru înregistrarea unui contract la termen standard, organizatorul rețelei cerea 900 de lei, pe când taxa oficială este de 260 de lei. Pentru certificatul privind valoarea bunului imobil la termen standard, se cereau 500 de lei în loc de 250 de lei, cât e tariful oficial. Din suma pretinsă, organizatorul achita taxa de stat, oferea mită funcționarilor și încasa și comisionul. Și cu variantele astea, e vine, neachită, niște, tipa, 10 și 500 de lei, de ce aia nu o să ajungă la registrator? Și eu pun tarifele. Brat, nu-i trage atenție, te rog frumos. Nu, dar хорошо, eu de la mine trebuie să-i pun la registrator. Cum 500 de lei? O dat numai 500 de lei? Eu o dat cât să le achit în casă, dar cât aparte, eu de acolo încă 2000 trebuie să-i dau la registrator. Potrivit Centrului Național Anticorupție, s-au făcut 10 de percheziții la domiciliile unor brokeri imobiliari și angajați ai Agenției Servicii Publice, suspectați că sunt implicați în rețeaua infracțională. ASP este în comunicare activă cu CNA și Procuratura pe acest caz. Noi oferim tot suportul necesar ca organele de închetă să-și desfășoare prompt acțiunile de urmărire penală și noi ne dorim ca pe acest caz, dar și ce multe altele care sunt pornite pe mai multe cazuri care s-au întâmplat la ASP, să se ajungă cât mai curând în instanța de judecată. Aceste cazuri s-au întâmplat recent sau sunt de mai demult? Ele sunt pe parcursul cel puțin a ultimei jumătate de an, un an. Dacă vor fi găsiți vinovați de fapte de corupție și trafic de influență, suspecții riscă până la 10 ani de detenție. Gheorghe Cavcaliuc, fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, a fost dat în căutare internațională prin Interpol. Informația a fost confirmată pentru TVR Moldova de către Serviciul de Presă al Procuraturii Generale. Organizația Internațională a Poliției Criminale din Lyon a acceptat să-l dea în urmărire internațională pe Gheorghe Cavcaliuc după o solicitare a autorităților de la Chișinău. Acesta este cercetat penal pentru huliganism în dosarul verde de briliant și are calitate de învinuit în dosarele penale fabricate lui Gheorghe Petic și Ruslan Verbițchi, ce țin de înscenarea unui viol și transport ilegal de muniție.
De sărbători, problema lipsei de parcări în Chișinău a devenit și mai gravă, mai ales seara când oamenii vin în centrul orașului la târgurile de Crăciun. Ce soluții propune primarul, aflați peste câteva momente în Telejurnal. Locuitorii orașului Bălți au ales ieri să nu meargă la vot. Doar 9,98% dintre cei peste 100.000 de alegători s-au prezentat la urne, iar candidatul independent Nicolae Grigorișin a câștigat cel de-al doilea tur de scrutin. După numărarea voturilor, aproape 2.000 de buletine au fost declarate nule. În urma numărării voturilor, rezultatele alegerilor de la Bălți arată astfel. Pentru candidatul independent Nicolae Grigorișin au votat 84,77% dintre cei prezenți la vot, adică 7.148 de cetățeni. Nicolae Chirilciuc, membru al Partidului Patrioții Moldovei, a obținut 15,23% din voturi, adică a fost votat de 1.258 de alegători. Aseară, imediat după anunțarea primelor rezultate, primarul nou ales al orașului Bălți s-a arătat mulțumit de rezultate, în pofida faptului că la urne s-a prezentat un număr foarte mic de alegători. Все, это закончилось. Я считаю уверенной победой. Как бы кто ни утрировал там, сидя на диване, это бывшие руководители нашего города, какие-то проценты там считают, но говорю, что спасибо сегодня огромное вам, бельчане. Potrivit declarației de avere, Nicolae Grigorișin deține două autoturisme, două ceasuri, unul din aur și altul elvețian în valoare de peste jumătate de milion de lei, dar și trei terenuri intravilane și un spațiu comercial. Dumneavoastră ați fost la vot ieri? Nu. V-am înțeles. Nu era niciun candidat. Bălțenii au făcut alegeri potrivite. Așa. Mai bine să fie un om de aici, de pe loc, care cunoaște situația orașului. Lumea nu prea s-a bucurat de rezultatul care a fost. Nu sunt bucuroasă de tot ce a fost, dar cum este, așa și este. Tauber e un om străin în orașul nostru. Nu știe orașul, nu știe problemele orașului. Grigorișin a fost până acum, știe orice colțișor al acestui oraș. Nicolae Grigorișin a devenit primar interimar al municipiului Bălți după ce în 12 iulie Renato Usat i-a anunțat că demisionează din funcție, nemulțumit de scorul pe care l-a obținut partidul său la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Alegerile locale de la Bălți au fost amânate după ce candidatul partidului Șor Marina Tauber a fost scoasă din cursa electorală pentru că a folosit bani nedeclarați în campanie. Turul al doilea, programat în 5 decembrie, a fost amânat pentru 19 decembrie. După un șir de retrageri succesive din cursa electorală, Boris Marcoci de la PAS și Alexandr Nesterovski, candidatul comuniștilor și socialiștilor. Al doilea tur al alegerilor locale noi din municipiul Bălți, record negativ al prezenței la vot. Potrivit experților, un asemenea absenteism la urne nu s-a mai văzut în toată istoria Republicii Moldova. În opinia lor, motivul principal ar fi decepția cetățenilor, alimentată de lacunele din legislație, dar și de unii candidați cu probleme de integritate. Analiștii politici susțin că cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor din Bălți s-a desfășurat după litera legii, dar candidatul câștigător nu va fi unul reprezentativ. Ei mai spun că alegătorii au rămas decepționați în urma ultimelor evenimente legate de alegerea primarului. Aceste alegeri sunt legale, însă puțin legitime sau puțin reprezentative. Doar 7% din cei impuși în listele electorale din municipiul Bălți i-au dat mandat de reprezentare timp de 2 ani domnului Grigorișu. Cei din Bălți vor avea un primar care îi reprezintă slab. O astfel de rată de participare, sigur că ar trebui să dea de gândit tuturor, în primul rând politicienilor, concurenților electorali, celor care au admis încălcări în campanie electorală și ulterior au fost excluși. O mulțime de lecții pe care trebuie să le învețe toți de pe șchierul politic. Asociația Promolex anunță că sunt necesare clarificări la prevederile codului electoral cu privire la organizarea turului al doilea de scrutin, mai ales că cei din Comisia Electorală Centrală pregătesc modificări importante la codul electoral al Republicii Moldova. Promolex mai propune și verificarea verilor candidaților pentru a evita accesul persoanelor cu probleme de integritate în cursa electorală. Noi sperăm foarte mult că astăzi
astfel de situații, problemă, vor fi rezolvate în următoarea ediție a codului electoral. Organizarea turului 2 discutind în alegeri locale este puțin reglementată. Avem și situații cu suspendarea. Astăzi PSRM a cerut din nou demisia membrilor CEC și anunță că nu recunoaște victoria lui Grigorișin la Bălți. Dacă va fi validat, mandatul lui Grigorișin va expira în mai puțin de 2 ani, până la viitoarele alegeri locale generale. Unul dintre dosarele penale legate de frauda bancară în care este vizat Ruslan Grate, fostul administrator special al Unibank, a fost trimis în judecată. Conform anchetatorilor, în 2015, el ar fi contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 de milioane de lei din contul garanțiilor de stat. Potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate, inculpatul Ruslan Grate deținea o funcție de conducere în Banca Națională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Pentru perioada 2014-2015 a fost delegat ca administrator special al Unibank pentru a îmbunătăți situația financiară precară creată în urma fraudei bancare. Administratorul special urma să identifice proveniența banilor de pe conturile deponenților, dacă nu cumva provin din operațiuni de spălare de bani. El urma să informeze Comisia Specială despre toate aceste nereguli, lucru pe care nu l-a făcut. Ruslan Grate ar fi tăinuit faptul că peste 75 de milioane de lei de pe conturile unei persoane juridice provin atât de la persoane afiliate băncii, cât și din frauda bancară de la Banca de Economii. Prin urmare, Comisia i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor, pentru că în acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor de stat. Fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la frauda bancară era deja cunoscută din aprilie 2015 din raportul Crol 1, iar deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015. Dacă va fi găsit vinovat, Ruslan Grate riscă până la 7 ani de închisoare. 5 persoane au ajuns ieri la spital după ce s-au intoxicat din cauza sobelor defecte sau în urma unor scurgeri de gaze. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, primul caz a fost înregistrat într-o locuință din Cricova, unde un bărbat și o femeie s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Aceștia au fost internați în stare gravă la Spitalul Sfânta Treime. Tot ieri, o femeie și copiii ei de 6 și 13 ani din localitatea Cuconești, Noi, raionul Edineț, s-au intoxicat în urma unei scurgeri de gaz natural de la un încălzitor de apă. Aceștia au fost internați la Spitalul Raional. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să respecte regulile antiincendiare, mai ales în perioada rece a anului. Continuăm cu alte știri. Autoritățile de la Chișinău au anunțat astăzi că pregătesc noi restricții pentru a contracara apariția unui nou val de COVID-19, în special în perioada sărbătorilor de iarnă. Republica Moldova a recepționat și un nou lot de peste 230.000 de doze de vaccin Moderna, oferit gratuit de Franța, prin intermediul platformei COVAX. Svetlana Nicolaescu, secretar de stat al Ministerului Sănătății, a declarat că autoritățile de la Chișinău anticipează un nou val de infectări în această perioadă și sunt necesare noi măsuri pentru a evita răspândirea noi tulpini Omicron. Proiectul cu aceste măsuri a fost elaborat de către specialiști de la Agenția Națională pentru Sănătatea Publică în coordonare cu Ministerul Sănătății și a fost înaintat către Secretariatul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Comisia urmează să se întrunească cel mai probabil în ziua de mâine. Republica Moldova a recepționat și 230.400 de doze Moderna oferite de Franța prin intermediul platformei COVAX. Nous exprimons notre solidarité avec la République de Moldavie et ce don fait partie d'un engagement beaucoup plus important décidé par le président de la République. Acest vaccin va ajunge foarte curând în centrele de sănătate publică teritoriale și respectiv la centrele de sănătate pentru a fi administrat populației care are nevoie de acest suport. De pe 16 decembrie, Ministerul Sănătății a dat startul imunizării cu a treia doză. Autoritățile spun că acest lot de vaccin ar putea spori rata de imunizare, inclusiv în cazul dozei booster. Vaccinul Moderna
face parte din aceste scheme pentru dozele booster și va fi utilizat atât pentru schemele primare de vaccinare, cât și pentru administrarea dozelor suplimentare. Până în prezent, în Republica Moldova, puțin peste 965.000 de cetățeni s-au imunizat anticovid cu schema completă. Până pe 17 decembrie au fost administrate și aproape 36.000 de doze booster. România a anulat obligativitatea intrării în carantină pentru șoferii de camioane, microbuze și autobuze din Republica Moldova. Autoritățile de la București își propun să fluidizeze în acest fel traficul transfrontalier. Colega mea Svetlana Gore este la București și ne oferă mai multe detalii. Svetlana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Vadim! Așa este, conducătorii camioanelor care transportă marfă în cantitate mai mare de 2,4 tone vor fi scutiți de carantină, la fel ca și șoferii vehiculelor care au în dotare mai mult de 9 locuri pe scaune. Însă aceștia neapărat trebuie să prezinte un certificat de vaccinare complet împotriva COVID-19, un test negativ de asemenea la COVID-19 sau un act care să confirme trecerea recentă prin boală. Prin această măsură, autoritățile de la București își doresc să fluidizeze traficul la frontieră, mai ales în această perioadă a sărbătorilor din iarnă, când tot mai mulți cetățeni români, dar și străini, intră în țară și se aglomerează aceste puncte vamale. De asemenea, noua măsură va fluidiza traficul și prin faptul că toți cetățenii care intră în țară vor completa digital formularul de intrare, care poate fi făcut foarte simplu, doar accesând site-ul plf.gov.ro. Această măsură este valabilă pentru toți cei care intră în România și nimeni nu face nicio excepție, începând de astăzi, 20 decembrie. Vadim? Svetlana, îți mulțumesc. Cum se completează formularul digital de localizare? Vedem chiar acum. Colegul meu, Vlad Ungar, ne explică. Bine v-am găsit! Nu e deloc complicat să completați formularul de localizare. O să vă convingeți chiar acum de acest lucru, fiindcă vom completa împreună un formular. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să intrați pe site-ul plf.gov.ro. Acolo vă veți introduce adresa de e-mail, așa că veți primi imediat un mesaj prin e-mail cu un link pe care, accesându-l, va deschide o pagină, la fel ca cea pe care o vedeți în spatele meu. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți aici este să vă completați datele personale. Vom începe așadar cu codul numeric personal pe care va trebui să-l introduceți în acest câmp. Sunt datele dumneavoastră personale de care oamenii legii au nevoie în momentul în care ajungeți la punctul de trecere a frontierei. În continuare avem numele dumneavoastră și prenumele și e extrem de important ca aceste date să fie introduse corect, tocmai pentru a nu-i induce în eroare pe polițiști. Haideți să mergem mai departe să vedem ce alte date ne mai cere această aplicație. Da, țara din care ați plecat. E important să treceți țara din care ați plecat și e chiar obligatoriu, fiindcă așa cum știți, acest formular nu este inclus doar pentru persoanele care vin din afara Uniunii Europene. Trebuie să-l completeze toate persoanele care intră în România, inclusiv persoanele care vin din spațiul european. Am notat țara, am notat orașul din care am venit și în continuare trebuie să spunem dacă suntem în tranzit sau nu în România. Adică dacă stăm o perioadă de 2 săptămâni sau dacă stăm doar câteva ore în zona aeroportului și plănuim să călătorim într-o altă parte a lumii. Extrem de important, în România voi locui la următoarea adresă. Da, să mergem puțin mai departe. Iar aici va trebui să scrieți adresa exactă la care veți sta în România pe toată perioada șederii dumneavoastră. De ce? Fiindcă dacă sunteți confirmat pozitiv cu COVID-19, medicii DSP vor avea nevoie să știe cu cine ați intrat în contact, să stabilească acea listă a contactilor dumneavoastră direcți, iar în funcție de asta se va face testarea. Practic, vor ști exact cu cine ați intrat în legătură. Veți nota inclusiv un număr de telefon la care puteți fi contactat în perioada în care vă aflați în România și pe care va trebui să îl treceți aici. Trebuie să alegem inclusiv vehiculul cu care am venit, dar în continuare trebuie să spunem și ce țări am vizitat anterior, în ultimele 14 zile, înainte să ajungem în România. Să declarați pe propria răspundere dacă aveți un minor în custodie sau dacă ați intrat în România cu un minor și să precizați faptul că ați luat la cunoștință completarea tuturor acestor date. La final mai trebuie să faceți un singur lucru, să mergeți în această zonă și să apăsați salvează.
De sărbători, problema lipsei de parcări în Chișinău a devenit și mai gravă, mai ales seara, când oamenii vin în număr mare în centrul orașului la târgurile de Crăciun. În aceste condiții, primarul de Chișinău, Ion Ceban, cere Parlamentului și Guvernului să le ofere temporar șoferilor parcările din fața celor două instituții de stat. Legislativul Republicii Moldova precizează însă că aceste parcări sunt la dispoziția tuturor doritorilor în afara orelor de muncă a angajaților Guvernului și Parlamentului. Eu am o idee. Dar poate parcarea Parlamentului de câteva etaje, care este practic goală, am mai făcut acest demers anterior, care se află lângă instituții, dar și parcarea din grada Parlamentului, care seara și în multe zile e pustie, unde vă parcați în exclusivitate dumneavoastră, le facem parcări publice, mai ales în această perioadă. Și în spatele guvernului, unde seara nu mai este niciun guvernant, la fel să devină public. Ograda primăriei este accesibilă pentru toată lumea. Acestea sunt soluțiile propuse de primar după ce mai mulți cetățeni s-au plâns că nu au locuri de parcare seara în centrul Chișinăului. Ion Ceban a notat că deocamdată șoferii pot folosi parcările primăriei. Însă serviciul de pază a instituției a negat acest lucru. Parchează orice mașină? Nu, aici e primărie. Doar funcționarii primăriei parchează aici? Da, direcțiile. Adică nu permiteți la ceilalți șoferi? Nu. Direcția Transport a Primăriei Chișinău a anunțat că va transmite o solicitare Guvernului și Parlamentului de a pune la dispoziție șoferilor în timpul sărbătorilor de iarnă locurile de parcare din fața celor două instituții centrale de stat. Serviciul de presă al Parlamentului Republicii Moldova ne-a comunicat că în intervalul orelor 18-6 dimineața șoferii pot folosi cele 80 de locuri de parcare din fața garajului legislativului. În orele de serviciu, aceasta este rezervată doar automobililor angajaților instituției. Solicitarea primăriei a fost comentată de fostul viceprimar Victor Chironda pe rețelele sociale. El a amintit că anterior a adresat o asemenea solicitare fostei guvernări socialiste. Mi-au spus că există o serie de aspecte care pur și simplu nu poate fi amenajat acolo o parcare publică. Aspecte care țin de constructivul clădirii, de faptul că ea, deși de fapt nu este o parcare, este un garaj care are multe spații auxiliare, acolo spații tehnice, este chestiunea securității care nu permite accesul persoanelor străine. Domnul primar iarăși a revenit la această idee care este una, după mine, pur și simplu absurdă. Soluționarea problemei privind lipsa locurilor de parcare a fost una dintre promisiunile electorale făcute de Ion Ceban înainte de a deveni primar general de Chișinău. Vineri va fi inaugurat târgul de Crăciun în scoarul Palatului Național din Chișinău. Ce surprize au pregătit autoritățile în acest an de sărbători, aflați imediat în telejurnal. Serviciul antigrindine din Republica Moldova ar urma să fie modernizat cu sprijinul financiar și asistența tehnică a României. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul agriculturii Viorel Gherciu, care a avut o întrevedere la București cu omologul său român, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Chesnoiu. Cei doi oficiali au discutat și despre armonizarea legislației Republicii Moldova la cea a Uniunii Europene. Republica Moldova vrea să conecteze sistemul național antigrindină la cel european, dar mecanismele folosite acum nu corespund cerințelor internaționale. Sunt trei tipuri de protecție antigrindină și la moment în Republica Moldova este implementat un singur tip, cu rachete se împușcă în nori pentru ca să... rămâne ca să implementăm și celelalte două tipuri, deoarece ele se complementează reciproc și asigură o eficiență maximă pentru a proteja culturile agricole. Serviciul Național Antigrindină acoperă în acest moment 70% din totalul suprafețelor agricole cultivate în Republica Moldova. Urmează noi discuții cu partenerii de la București pentru a găsi soluții optime. Eu cred că și asistență financiară, deoarece necesită investiții nemijlocite în echipamente. Această sumă rămâne ca să fie definitivată de către experții din domeniu în procesul de lucru. Au fost discuții și pe tema strategiei de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru următorii 6 ani. Ne interesează politicile îndeosebi pentru export,
a produselor agroalimentare, promovarea produselor pe piețele emergente, îndeosebea Uniunii Europene. Toți cunosc că Uniunea Europeană pentru Republica Moldova este partenerul numărul 1. 65% din produsele exportate din Moldova sunt în Uniunea Europeană. Din aproximativ 4 miliarde de export, peste 900 de milioane este România. Oficialii de la Chișinău vor reveni la București în ianuarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Român al Agriculturii. Cele două țări caută modalități de intensificare a cooperării în domeniul agroalimentar. Un cetățean rus a fost reținut pentru că a deschis în Bălți un laborator ilegal de producere a drogurilor pe care le vindea apoi pe internet. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, costul drogurilor confiscate de la traficant depășește 1,24 milioane de lei. Procurorii au obținut în instanța de judecată plasarea cetățeanului rus în arest preventiv. Anchetatorii cer și aplicarea sechestrului asupra apartamentului acestuia în valoare de peste 1 milion de lei. Traficantul a fost și mercenar în structurile paramilitare din diferite regiuni separatiste și sunt indici că ar face parte dintr-o rețea infracțională. În august 2021 a fost reținut un alt traficant despre care se bănuiește că face parte din același grup infracțional. Oamenii legii au găsit bani în diferite valute ținuți ascunși în dulap de polițiștii de frontieră de la punctul de trecere a graniței cu Ucraina, Palanca Maiachi. În afară de bani au fost descoperite sticle cu băuturi spirtoase de import. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat că a înregistrat aceste încălcări ale legii în timpul unor percheziții făcute în cadrul operațiunilor de combatere a infracțiunilor la frontiera de stat. Legislația le interzice polițiștilor de frontieră să deține la locul de muncă o sumă mai mare de bani decât cea stabilită în actele normative interne. Guvernul României a donat echipament modern postului TV de la Universitatea de Stat din Republica Moldova. Pentru dotarea studioului prevăzut pentru studenții Facultății de Jurnalism, guvernul de la București a oferit camere video și foto, calculatoare, microfoane, lavaliere și chiar o dronă. Studioul de televiziune este înființat printr-un acord de colaborare între Universitatea de Stat și departamenturile Rația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Studioul TV este acum în plin proces de amenajare și modernizare, iar echipamentul tehnic îi va ajuta pe studenții de la jurnalism să treacă de la gramatică la practică. Experiența acumulată va fi esențială, mai ales pentru cei care vor dori să se angajeze la un post de televiziune după absolvirea facultății. Tinerii noștri jurnaliști vor avea posibilitatea să exerseze și să deprindă abilități de a fi jurnalist de calitate cu ajutorul acestor camere de ultimă oră, cu ajutorul softurilor de montaj, audio și video. De asemenea, vom implementa deja și regulile jurnalismului de dronă, că tot este la modă să faci imagini de la înălțime și mai cu seamă că studenții noștri fac și jurnalism de investigație. Pentru mine, această tehnică este un imbold de a continua mai departe ceea ce facem și cumva de a continua aceste lucruri și toate materialele care noi le facem, să le facem pe o notă mai profesională. O plăcere de a lucra cu un nou studio, cu noi tehnici. Nu știu, cred că oricine ar dori o astfel de ocazie. Putem să spunem că, în mod sigur, acest ajutor va contribui la formarea și pregătirea mai calitativă a studenților. Și nu o spun așa într-un mod patetic, dar o spun în cunoștință de cauză. Astăzi a fost recepționată doar o parte din echipamentul modern donat de România. Ulterior vor fi aduse și alte loturi. O tehnică de ultima oră care cu siguranță va îmbunătăți atât procesul de studii cât și legătura de piața muncii. Contează foarte mult că de la toate proiectele pe care am discutat împreună cu domnul secretar de stat au fost materializate și vreau pe această care să aduc cele mai sincere mulțumiri. De generații viitoare de jurnaliști bine pregătiți, avem cu toții nevoie și mă bucur că am reușit și noi, într-o mică măsură, să contribuim la acest
lucru. Presa ca atare nu poate să existe fără jurnaliști bine pregătiți. Ori dumneavoastră aici, la universitate, sunteți acea pepinieră care ne oferă tuturor, și când spun tuturor, mă refer și la partenerii de dezvoltare și la cetățenii Republicii Moldova, încredere în viitorul nostru comun. Postul de televiziune din cadrul USM a fost denumit Unda Liberă și urmează să fie lansat în câteva luni. Produsele mediatice ale studenților Facultății de Jurnalism vor fi difuzate și de instituțiile media regionale din Republica Moldova. Vineri va fi inaugurat Târgul de Crăciun organizat de guvern în scoarul Palatului Național din Chișinău. Ministrul Culturii Sergiu Prodan a anunțat că vizitatorii vor avea ocazia să urmărească un șir de evenimente la care vor fi promovate obiceiurile de iarnă și concerte cu artiști din Republica Moldova. Programul evenimentelor organizate în cadrul Târgului de Crăciun este stabilit doar parțial și va fi actualizat permanent pe site-ul Ministerului Culturii. Unul dintre evenimentele de anvergură va fi concertul Povestea de Iarnă, prezentat de Lupii lui Calancea și surorile Osoianu. Primul concert va avea loc pe 25 decembrie la Palatul Național, iar apoi va fi prezentat și în alte 6 localități ale Republicii Moldova. Ideea acestor sărbători constă în invitarea artiștilor din teritoriu, de la casele de cultură, să evolueze aici, pe scenele din Chișinău, pe scenele târgului, și artiștii de la Chișinău să plece în teritorii. În scoarul Palatului Național Nicolae Sulac, pregătirile sunt în toi. Aici vor fi amenajate 22 de căsuțe în care producătorii locali și meșterii populari își vor putea vinde produsele. Nici de această dată nu se va trece fără degustarea bucatelor tradiționale. Autoritățile îndeamnă oamenii care vor veni la Târgul de Crăciun să respecte măsurile sanitare. Vom asigura ca toți cei care primesc musafirii în Târgul de Crăciun să aibă dovada vaccinării, nu și pentru vizitatorii care vor veni, deci nu vom cere această dovadă de la cei care vor veni cu familiile să viziteze Târgul de Crăciun. Cu toate acestea, îndemnăm să păstreze distanța, să păstreze toate măsurile de rigoare. Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 24 decembrie la ora 18 în prezența șefului statului, premierului și președintelui Parlamentului. Târgul va fi deschis până pe 9 ianuarie. Pentru organizarea sărbătorilor de iarnă în acest an, guvernul a alocat din bugetul de stat 8,5 milioane de lei. Încă o grădiniță din Republica Moldova a fost renovată cu bani americani. Ce condiții au acum copiii de la grădinița din Pânășești, raionul Strășeni, vedeți peste câteva minute în telejurnal. În liceele și gimnaziile din Chișinău, sărbările de Crăciun se vor organiza doar cu participarea elevilor și profesorilor. Autoritățile locale atrag atenția asupra creșterii alarmante de îmbolnăviri de gripă sezonieră în rândul copiilor, chiar dacă numărul infectărilor cu COVID este în scădere. Observăm creșterea cazurilor de gripă depistate în municipiul Chișinău. Azi dimineață, la ședința operativă, a fost raportat un număr suspect de mare de cazuri de gripă la copii, numărul de gripă care depășește numărul infecțiilor virale. La Spitalul Boli Contagioase pentru Copii sunt internați astăzi 13 copii cu simptome de gripă, majoritatea fiind confirmate în laborator. În același timp, Direcția Educației Chișinău a anunțat că rămâne ridicat și numărul copiilor infectați cu COVID, chiar dacă atât la nivel național cât și în Chișinău se atestă o scădere a îmbolnăvirilor. Din cauza pandemiei, în primul semestru al acestui an școlar, aproape 2000 de elevi din 20 de licee și gimnazii au învățat online. Avem 105 copii. Numărul total al elevilor aflați în autoizolare este de 712 elevi. Cadre didactice confirmate pozitiv, inclusiv în ultima săptămână, sunt 23 din peste 10.000 de cadre didactice angajate. Direcția Educației Chișinău a anunțat că elevii din majoritatea instituțiilor preuniversitare au susținut deja tezele prevăzute pentru primul semestru al acestui an școlar. Începând cu ziua de 25 decembrie, sâmbătă, ei vor merge în vacanță pentru 16 zile.
Ambasada României în Republica Moldova și biroul atașatului apărării au adus astăzi un omagiu veteranului de război Ignat Sândulescu cu ocazia împlinirii vârstei de 103 ani. În semn de recunoștință, oficialii i-au oferit veteranului de război o plachetă de onoare. Ignat Sândulescu s-a născut în Orhei. În 1940 a fost înrolat în regimentul 89 Infanterie din Brașov și a luptat pe front în perioada 1942-1943. Ulterior a lucrat o perioadă la fabrica de avioane IAR din Brașov și după război i s-a propus să se stabilească acolo. Ignat Sândulescu a refuzat și a spus că dorește să se reîntoarcă la soție în Basarabia. Ediția 20-a a galei premiilor oferite de către Uniunea Teatrală din Republica Moldova are loc în aceste momente la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Care sunt nominalizările și cine sunt câștigătorii acestora, știe colega mea Lilia Țurcanu. Lilia, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Anul trecut, Gala Premiilor Unitem s-a desfășurat în regim online. Ediția din acest an, ediția 20-a, este una aniversară și are loc cu prezență fizică aici la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. În cadrul gale au fost acordate premiile juriului, premiile senatului și ale președintelui Unitem la 16 categorii. Între acestea, cel mai bun spectacol dramatic, cel mai bun spectacol de păpuși, cel mai bun rol masculin și feminin, dar și cel mai promițător debut. Pentru acordarea premiilor au fost analizate spectacolele premiera cărora a avut loc în perioada 21 decembrie 2020 30 septembrie 2021. Au fost analizate peste 40 de spectacole, așa că misiunea juriului a fost deloc ușoară. Totodată trebuie să vă mai spun că în acest an ediția are loc cu prezență fizică, însă cu un număr limitat de persoane. Între invitații speciale de astăzi sunt ministrul culturii Sergiu Prodan, președintele Parlamentului Igor Grosu, dar și excelența sa, domnul Daniel Ioniț, ambasadorul României în Republica Moldova. Ediția din acest an este cu atât mai specială cu cât marchează 75 de ani de la înființarea Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Atât deocamdată de aici. La revedere! Lilia, îți mulțumesc! Încă o grădiniță din Republica Moldova a fost renovată cu sprijinul financiar al Statelor Unite ale Americii. E vorba de grădinița din localitatea Pănășești, Traianul Strășeni, care de ani buni se află în stare deplorabilă, iar acoperișul deteriorat al clădirii trebuia schimbat urgent. Pentru reabilitarea clădirii, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și autoritățile locale au alocat $90.000, iar acum copiii se bucură de condiții mult mai bune. Grădinița din Pănășești a fost renovată ultima dată în urmă cu 15 ani. De atunci, în fiecare an, conducerea instituției făcea doar reparații cosmetice, dar marea problemă pe care nu o puteau rezolva era reparația acoperișului deteriorat al instituției, pentru care nu erau bani. Fiind din foi de ardezie, foile au crăpat, permitea să intre și apa, ploua în anumite blocuri sau chiar și ninsoarea pătrundea deja sub acoperiș. Și în perioada când aveam precipitații era chiar dificil, fiindcă ne trezeam cu podurile umide, cu pereții deja începeau să mucizească și asta avea impact asupra sănătății copiilor. Au fost schimbate acoperișul la patru blocuri de studii, pentru copii, în care au loc activitățile pentru copii, și la blocul administrativ. În cadrul proiectului, autoritățile locale au alocat bani pentru schimbarea pavajului din curte și gardului din jurul ei. În prezent este amenajat și un teren nou de sport pentru copii. Tot ce se face pentru binele, pentru prosperarea activităților noastre, pentru confortul lor, pentru dezvoltarea lor multilaterală, cred că toate lucrurile acestea care se fac sunt binevenite. Pentru renovarea instituției s-au alocat $91.000. $55.000 au fost oferiți de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare, iar restul banilor de către primăria localității Pănășești. And what we try to do is to work with the communities to help them
select, you know, what their priorities are in their community. And so the PENASES chose this kindergarten as the thing that they really wanted to renovate more than anything else. The big problem here was the roof, which was leaking. În primul rând vreau să mulțumesc poporului american pentru toate acestea ce a făcut, pentru ce face pentru Republica Moldova, pentru copiii noștri. Și cred că toată localitatea le mulțumește, mai ales părinții copiilor care acum au venit, vin aici și văd că au condiții cu mult mai bune. Grădinița din Pânășești a fost renovată în cadrul programului Comunitatea Mea, care prevede implementarea proiectelor comunitare în peste 90 de localități ale Republicii Moldova. Peste tot lucrăm cu comunitățile, fie că e vorba de renovarea școlilor, de alimentare cu apă, de canalizare, iluminat stradal sau construcția trotuarelor. Grădinița din comuna Pânășești este frecventată de aproape 130 de copii din două sate. Aici își aduc copiii atât localnicii cât și cei din satul vecin Ciobanca. Opulență și magie în jurul bradului de Crăciun inaugurat la Dubai. Are 20 de metri înălțime și este decorat spectaculos. L-admirăm și noi peste câteva momente în telejurnal. Zeci de mii de polonezi au ieșit în stradă în toate marile orașe ale țării și au militat pentru o presă liberă. Asta după ce Parlamentul, într-o ședință surpriză, a votat o nouă lege care lovește în principalul post de știri independent. Jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și politicieni de opoziție i-au cerut președintelui să nu promulge această lege. Mii de oameni au ocupat piața din fața Palatului Prezidențial din Varșovia pentru a cere președintelui să nu semneze noua lege a presei. Aceasta a fost adoptată vineri într-un vot surpriză al Parlamentului și interzice companiilor din afara spațiului economic european să dețină participație majoritară în media poloneze. Nu puțin se tem că este doar începutul. A za chwilę cenzura internetu, za chwilę próba wygaszenia wszystkich niezależnych źródeł informacji. Ale my sobie na to nie pozwolimy. Nie wrócimy do tych czasów, kiedy musieliśmy słuchać Radia Wolna Europa z zakłóceniami. Legea dorită și propusă de Partidul de Guvernământ va lovi în una dintre cele mai mari rețele private de televiziune deținută de grupul american Discovery. Postul de știri al rețelei este unul din cele mai urmărite în Polonia și foarte critic la adresa puterii. Și oficialii de la Washington s-au declarat îngrijorați și au cerut la rândul lor președintelui Andrei Duda să nu promulge textul. No jesteśmy po to, żeby bronić demokracji, wolnych mediów. To, co się dzieje, no po prostu jest zaprzeczeniem wolnego państwa. Mi szkoda Polski. Tak. I czekam chwili, kiedy te łotry odejdą od władzy. Tak, dlatego przyszłam i będę przychodzić, dopóki będę mogła. De când a ajuns la putere în 2015, Partidul Lege și Justiție a preluat controlul asupra instituțiilor media publice și a unei mari părți din presa regională. Tot în acest interval, potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere, Polonia a coborât 46 de locuri în clasamentul privind libertatea presei și este acum pe locul 64 în lume. Parisul se pregătește pentru Jocurile Olimpice din 2024. Ceremonia de deschidere a fost deja gândită până la cele mai mici amănunte și promite să fie spectaculoasă. Pentru prima dată se va desfășura în afara unui stadion și anume pe malurile râului Sena. Festivitatea va pune în lumină farmecul Parisului, podurile și monumentele sale celebre în întreaga lume. 2 ani au durat discuțiile până când s-a căzut de acord ca ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice să se desfășoare într-un decor natural spectaculos. De-a lungul Senei, pe o lungime de 6 km, 160 de embarcațiuni vor transporta 206 delegații. Peste 10.000 de sportivi vor participa la ceremonie. C'est inédit. C'est bien évidemment la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pourrait se tenir en dehors d'un stade. Notre ambition collective a vraiment été de continuer à optimiser ce temps fort, cette opportunité de dire au monde l'ambition de ces Jeux. Ceremonia va dura 3 ore și 15 minute și va oferi un spectacol total. Muzică, jocuri de lumini și proiecții, 80 de ecrane gigant care vor permite spectatorilor să urmărească festivitatea.
Punctul culminant al ceremoniei va fi la Trocadero, când se va aprinde flacăra olimpică. Une ville comme Paris, qui est aussi la ville dans laquelle sont nées toutes les déclarations universelles des droits humains, eh bien cette ville devait aussi porter un autre message, des jeux populaires avec un public qui accède, et pour une grande partie de ce public gratuitement, à cet espace extraordinaire et à cet événement planétaire. Organizatorii au pus la punct toate detaliile pentru securitatea sportivilor și a spectatorilor. Accesul va fi gratuit pe cheiurile înalte ale Senei. Pe maluri vor fi amenajate tribune pentru oficialități, iar pentru cei care vor dori să asiste la ceremonie din aceste locuri, vor fi puse în vânzare bilete. Moș Crăciun își trimite deja ajutoare în întreaga lume. E o perioadă în care oamenii participă la tot felul de evenimente, unde se strâng fonduri pentru acte de caritate, dar și o perioadă în care oricine se bucură să intre în spiritul Crăciunului cu o faptă bună. De oameni costumați în Moș Crăciun au participat la un eveniment caritabil organizat în capitala spaniolă Madrid. Au strâns bani pentru victimele erupției vulcanice de pe insula spaniolă La Palma. Todo para ese sitio me parece poco, porque realmente han pasado por unos meses y unos días que nadie le gustaría tener. Sí que es verdad que es un espectáculo tener aquello, pero realmente la catástrofe que ha habido es a nivel de España, por así decirlo, y cuanta más ayuda tengamos de todos los sitios, muchísimo mejor. Moș Crăciun a avut nevoie de ajutorul pompierilor în capitala peruană Lima. A vrut să le dea în siguranță cadouri copiilor bolnavi de COVID și izolați într-un centru de tratament. Echipele de intervenție au venit cu macarale speciale și moșul a avut grijă să treacă pe la toate ferestrele. Lo más importante es el cariño que te da, el decir Papá Noel te quiero mucho, ¿no? Es mágico. Moș Crăciun vine la Veneția cu gondola și are o mulțime de ajutoare îmbrăcate exact ca el. Zeci de embarcațiuni au invadat celebrele canale din oraș, ca în fiecare an în această perioadă, spre deliciul turiștilor, dar și al localnicilor, care au așteptat cu nerăbdare spectacolul. În România a fost un sfârșit de săptămână pe schiuri și senii pentru turiștii care n-au mai așteptat vacanța pentru a se bucura de zăpadă. Pârtiile au fost numai bune, iar tunurile de zăpadă și-au făcut datoria. Cea mai nouă pârtie a fost dată în folosință după 10 de ani de așteptare în Borșa, Maramureș, spre încântarea turiștilor și localnicilor. 4.000 de turiști au ajuns la Rânca în căutarea iernii de odinioară și n-au greșit. La 1.600 de metri, zăpada e din belșug, dar și pârtii bune pentru schiuri, plăci sau săniuțe. Pe schiuri cu copii. Învățăm să schieze. M-am dat cu prietenii mei și îmi place foarte mult să mă distrez. Foarte frumos, timpul extraordinar. Din nefericire, astăzi plecăm. Cabanierii așteaptă și mai mulți turiști de sărbători. Cei care vor să urce trebuie să aibă mașinile echipate de iarnă, inclusiv cu lanțuri, în caz de nevoie. Zăpadă proaspătă, schiuri sau plăci noi și căzături. Sezonul de iarnă pe pârtile din Azuga s-a deschis deocamdată pentru începători care n-au ezitat să-și testeze abilitățile. Nici cei mai puțin temerari care au ales doar o săniuță nu au avut o misiune ușoară. Eu sunt începătoare, dar e ok. Am căzut odată, dar... Foarte bine, e prima oară când schiez, deci pentru mine e extrem de bine. Foarte frumos, nu ne așteptam să fie chiar așa multă zăpadă. O pârtie nou-nouță și o telegondolă care urcă până la 1638 de metri altitudine sunt surprizele care îi așteaptă pe turiști în Maramureș, în stațiunea Borșa. Primii schiori au încercat deja zăpada. Excelent! E bună, da? Acum nu se poate schia chiar bine, că nu-i bătută încă, nu-i pregătită, ca la început. E o pârtie foarte bună, are cam 2845 de metri lungime, diferența de nivel de 810 metri. Am testat pârtia, mi-am dorit de ieri asta, suntem fericiți, am făcut câte două manșe. Pârtia este deocamdată deschisă doar pe jumătate, atât cât pot acoperi cele 22 de tunuri de zăpadă. Telegondola însă a fost atracția principală. Așa se vede stațiunea Borșa din noua telegondolă, care deservește pârtia olimpică de 2800 de metri lungime. Un drum până sus durează 10 minute în condiții de confort și vizibilitate foarte bune. Proiectul unui domeniu schiabil în stațiunea Borșa datează de la mijlocul secolului trecut, dar nu s-a putut realiza din diverse motive. O investiție de 20 de milioane de euro l-a făcut în sfârșit posibil, iar autoritățile speră să relanseze turismul de iarnă în zonă.
Opulență și magie în jurul bradului de Crăciun inaugurat la Expo Dubai 2020 are 20 de metri înălțime și este decorat spectaculos. Organizatorii au pregătit multe surprize și reprezentații cu spiriduși. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Dolarul american va fi cotat la 17 lei și 76 de bani, cu 4 bani mai mult. Moneda europeană scade cu 5 bani până la 20 de lei și 1 ban. Leul românesc se va cumpăra cu 4 lei și 4 bani. Hrivna ucraineană va costa 65 de bani și rubla rusească 23 de bani. Vine gerul peste Republica Moldova. Începând cu această noapte, temperaturile scad cu mult sub 0 grade. Tendința se va menține și în următoarele zile. Mai multe detalii aflăm chiar acum la Meteo. V-am găsit în Republica Moldova, vremea se răcește simțitor. În toate raioanele, temperaturile vor coborî cu mult sub 0 grade. Asta înseamnă că va fi un ger năpraznic, mai ales pe timp de noapte, când se vor înregistra minime și de minus 9 grade. Mâine, chiar dacă cerul va fi variabil, frigul se va resimți în toate zonele, pentru că temperaturile maxime vor varia între minus 5 și minus 2 grade. La Chișinău vor fi minus 8 grade la noapte, iar pentru ziua de mâine sunt preconizate minus 2 grade. Și în România se va răci vremea și valorile termice se vor situa sub cele specifice datei în cea mai mare parte a țării. Local va ninge în zonele montane, precum și nordul și centrul teritoriului și pe spații mici în rest, iar temperaturile maxime se vor încadra între minus 6 și 6 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Final de telejurnal, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Știrile noastre le găsiți și pe tvrmoldova.md sau pe pagina de Facebook. Rămâneți alături, imediat începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!